La Complexul Sportiv Național Lia Manoliu a avut loc marți un eveniment dedicat sportului adaptat. Printre invitați s-au aflat Gabriel Toncean, vicepreședinte al Agenției Naționale pentru Sport, și Gabriela Andreiașu, director general al Agenției Naționale Antidoping. Scopul evenimentului a fost de a promova incluziunea în societate prin sport. Participanții au ascultat povești inspiraționale și au discutat despre inițiativele în curs de desfășurare pentru a face sportul accesibil pentru toți. Doamna Elena Nicolau, consilier superior în direcția Sportul pentru toți și Sportul pentru persoane cu nevoi speciale, a fost una dintre figurile cheie ale acestui eveniment dedicat sportului adaptat. Aș invita-o pe doamna Elena Nicolau, care s-a implicat în mod direct în organizarea evenimentului de astăzi, să ne vorbească despre acea carte minunată pe care o vedeți acolo, Țara în care s-a născut iubirea, publicată în Cluj-Napoca. A câștigat chiar locul întâi pe segmentul povești pentru copii, cu propunerea de a pleca în Italia și Spania, pentru a putea fi citită și de copiii din diaspora. Așadar, îi mânez cuvântul doamnei Elena Nicolau. Mulțumesc, Delia! Mereu ești foarte generoasă cu mine. Bună ziua tuturor! Mă bucur că sunteți în număr atât de mare și îmi place să cred că toți veniți și prezenți aici sunteți susținători al Biroului Sportul Paralimpic, unde îmi desfășor activitatea și unde trebuie să vă mărturisesc că o temă de servici a devenit peste noapte, nu știu cum și nu știu când, un stil de viață. Pentru că în Biroul Paralimpic tema principală este reintegrarea persoanelor cu nevoi speciale prin sport, într-o bună zi ne-am pus întrebarea, ok, dar pentru copiii cu diagnostice severe, noi ce facem? Nu putem face nimic. Și atunci aducem pe lume niște cărți, da, dedicate copiilor. Ultima publicație este venită pe lume cu sprijinul Federației de Șah, dar munca nu mi-aparține pe de-a întregul. Am să chem lângă mine designerul acestei cărți, Diana Șerbănescu. Diana aduce în viața noastră frumosul și culoarea. Vă mai rețin atenția foarte puțin, spunându-vă următorul lucru. Sportul face bine sănătății, dar hai să ne gândim ce face bine sufletului nostru. Ajutând persoane cu nevoi speciale de a se reintegra prin sport, chiar avem un medicament de suflet. Vă mulțumesc și am să o las în continuare pe Diana. Bună ziua tuturor! Mă bucur că sunt alături de voi și sunt onorată să particip la acest eveniment alături de atâția oameni frumoși, pentru că frumusețea este a tuturor, nu numai a celor care lucrează cu arta. Arta este noi și artiștii doar o exprimă. Dar darul meu pentru voi astăzi este altul. Este despre puterea prezentului. Am vorbit foarte mult despre sport și despre corp și despre importanța de a fi în corpul nostru fizic și despre asta este vorba și în scurta mea prezentare. Sigur, există și o carte care se numește Puterea prezentului, a lui Eckhart Tolle, dar nu vreau să vorbesc din cărți, deși vă recomand, vreau să vorbesc din experiență. Și anume, ce înseamnă să fim prezenți, mai ales să fim prezenți conștienți? Înseamnă să fim conectați la noi înșine, la corpul nostru și la emoțiile noastre. Cum facem asta? Sportul este o cale foarte, foarte bună, chiar pertinentă, prin care ne putem conecta cu noi înșine. Practicând orice sport, nu contează neapărat cel care vă inspiră cel mai mult. Oricare e potrivit. Poate să fie chiar și 5 minute de exerciții fizice pe zi. Și nu numai asta. În momentul în care practicăm aceste exerciții fizice, este important să nu fim cu gândul undeva departe la lista de cumpărături sau, nu știu, chestii care ne vin în cap, ci pur și simplu să fim acolo alături de corpul nostru și să simțim tot ceea ce avem de simțit și pe urmă să-i dăm drumul. Poate părea complicat, nu este complicat, pur și simplu este despre a respira cu tot ceea ce apare. Asta o face și un bebeluș. Respirația este primul lucru pe care îl învățăm cu toți, este primul sport pe care îl practicăm. De când ne naștem pe lumea asta, copilul începe să respire, da, prin plămâni. Burtica respira prin alte sisteme.
Da, deci respirăm abdominal și pur și simplu lăsăm tot ce vine în clipa respectivă să plece. Și asta e tot. Vă invit să practicați și dumneavoastră în timpul liber sau când simțiți o emoție puternică și intensă, să rămâneți acolo, să stați cu voi, să aveți grijă de voi, să practicați sport și să invitați frumusețea în viața voastră. Evenimentul a fost organizat de Agenția Națională pentru Sport și a făcut parte din Săptămâna Europeană a Sportului, având ca scop promovarea incluziunii și a accesului la sport.